El pompier, ea polițistă, au ales ca ziua de Dragobete să fie marcată într-un mod cu totul deosebit pentru totdeauna. Au spus da în fața ofițerului stării civile la Deva, îmbrăcați fiecare în uniformele de serviciu, înconjurați fiind de familie, prieteni și colegi. Ana Maria și Flaviu sunt doi tineri hunedoreni care își iubesc atât de mult profesia, încât în cea mai importantă zi din viața lor au ales să îmbrace uniforma instituției pe care o reprezintă. Ea, uniforma de polițist, el pe cea de pompier. Cei doi și-au unit destinele la Deva chiar de Dragobete, ziua în care românii celebrează iubirea. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragii mei, bine ați venit la oficializarea acestei căsătorii. Dragii mei, sunteți foarte frumoși. Este o zi deosebit de importantă pentru dumneavoastră astăzi. Este ziua în care porniți împreună pe un drum nou. Vă declar căsătoriți! Ana Maria, polițistă în cadrul serviciului rutier Hunedoara, a fost cerută în căsătorie de către viitorul soț chiar în timpul unei acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier. Acesta s-a predat cu inelul de locotnă și un buchet de flori. Ana Maria lucrează la IPJ Hunedoara de aproximativ 6 ani, fiind polițist rutier, iar Flavius este angajat al ISU Hunedoara din anul 2022.